Vă salut! Asta este ultima porțiune de gazon pe care am semănat-o. Ați văzut clipul când am făcut treaba asta. Sau puteți să-l găsiți pe canalul meu. Și așa cum v-am spus eu în acel clip, intenționez să fac și un gărduț așa decorativ la suprafața asta. Și o să mă apuc de el. Am aici niște țeavă. Țeava asta o să o folosesc ca să o bag în pământ. Deci nu o să fie ceva cu ciment, pur și simplu o să o bat în pământ. Ea e lungă acum. Eu o să o dau în jumătate. Apoi dau o gaură și bag un laț de lemn pe aici, care va fi normal stâlpul de la gard, și îl prind cu un șurub. Și va veni o parte în pământ, un pic afară și în sus lațul pe care voi prinde după aia laturile de gard. O să folosesc mai multe scule pe care le am. Între timp vedeți și mașina mea de gazon, pentru că trebuie să tun și gazonul, deci am mai multă treabă astăzi. O să fac și eu ce pot. Aici, dacă ați văzut clipul trecut, eu am avut o grămadă de pietriș și multe mizerii pe ea. Așa cum vedeți, m-am ocupat, am scăpat de ea. Am pus niște flori, niște trandafiri. Și pentru gard o să trag niște blană. O să folosesc rindeaua mea de la Makita. O știți, ați mai văzut-o în clipuri. E un utilaj greu, are vreo 5 kg, dar foarte, foarte bun. Are cuțitul de 11 cm, parcă, din ce mi-aduc aminte. 11 sau 12, nu mai rețin. O să vedeți toate etapele astea cu gardul. Și cam despre asta este vorba. Gardul o să vină și pe aici. Deci o să vină toată porțiunea asta pe aici. Aici, așa cum vedeți, am pus niște trandafiri. Ăștia sunt urcători. Am 3 puși pentru că vreau să fac și unul acolo. Vreau să fac aici o boltă cu trandafiri din ăștia cățărători. Să separ într-un fel partea asta de intrarea în grădină. Cam așa arată momentan suprafața proaspăt pusă de gazon. Probabil o să arate și mai bine după ce îi fac un tuns, intru la întreținerea lui când va avea și gărduțul pe margine, gărduț decorativ. Haide să dau drumul la treabă și să mă ocup și de gazon între timp. Yeah.
Hai, ce mai?